străbunica în vizită la noi, la străbunica. Ia vezi ce e acolo. Am văzut, ne-ați adus niște afumătură, cum veniți noastră cu mâna plină întotdeauna. Să rămână. Ce faceți? La toți. Să rămână. E pun dragul meu. Doamna Merișoreanu. Ba, stai că vorbesc. Lăsați. Auzi, odată am fost la un interviu și vorbeam la un pahar în loc să vorbesc la... Asta după cât timp? Cum adică vorbeați la un pahar în loc să vorbiți la microfon? Era microfonul și un pahar în mână și am vorbit la pahar. E important e că s-a auzit. Da. Doamna Merișoreanu, ce fac cu asta, doamna Merișoreanu? Ți-a dus aici ceva? Așa se aduce că vine străbucnești, străbunică, trimite mâncare? Tu vezi ce miros are? Are. Să știi că cea mai bună afumătoare o are domnul Mircea. Domnul Mircea, să-ți dea Dumnezeu sănătate, bre, cu afumătoarea. Să ține Dumnezeu lumatare. Năravul. Adevărul că miroase. Afumătoare ca lumea, ce să mai încol. Pentru până că... miroase și acolo. Hai, Peggy, vino, te rog frumos, dacă miroase. Ia să vezi ce face Peggy, știi cum e? Peggy este spui... șefa noastră de la afumătoarea noastră de aici. Da. Să fii sănătos. Da. Auzi, haideți să vă spun. Tu domnul auzi. Mircea, sănătate! Domnul Mircea, să fii sănătos. Vreau să spun, tu n-auzi. N-auzi. De câte ori ia ceva, niciodată nu duce nimic acasă. El dă la colectivul lui. Așa e, mă? Așa e. Țin minte că am fost cu el la Sibiu, la un mare bulibașe. Măi, frate, când a terminat... Singur bulibașă. Da. Când a făcut noi emisiune de acolo. Ei, toată lumea era la masă, să mâncăm, să... Și el a stat și a făcut grătar. Zic, ce faci, mă, pentru colectiv? Vă rog frumos aplauze. Bravo! Sper această filmare să apară pe TikTok. Doamna Merișoreanu, să luăm un loc aici, da, vă rog frumos. Meu. Vreau să spun, dumneavoastră ați venit cu căței ăștia? Nu, dragă, am căței. E plin de căței pe aici, prin platou ăia. Ai cui sunt Greta? A cui? Ne-am luat căței, Cătălin. Asta e, nu știi aici? Da. Luați, doamna Merișoreanu, un loc. Ia uite aici, nu știam, Greta, avem căței, avem pisici, avem de toate. Aveți mâncare? Avem mâncare. Ce face străbunica? Bine, dragul meu, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Mă, orice credeam. Dacă să mai ajung și străbunica. De ce? Păi mă, totuși o vârstă care te gândești. Eu, Măruță, tu ai viața înainte, ai așa o familie de frumoasă. Doar știți cum e, trece repede totul, nu? Foarte repede. Când mă gândesc, mi se pare că așa a fost? Da, am venit la 16 ani de la țară, unde nu aveam nici lumină electrică, mă omule. După aia a băgat lumina la noi în sat, acolo, la Bobârlani. Deci, practic, dumneavoastră ați apărut înaintea curentului. Așa am venit în București și am rămas până la această vârstă, trecută de 75 de ani. Mulți înainte. 75 de ani aveți? Am 76. Mulți înainte. Mulțumesc. Foarte frumos. Și acum, fii atent. Deci, cum e viața asta? Deci, dumneavoastră aveți 76 de ani? Da. Bobârlancă, da? Da. Cum îl cheamă pe strănepot? Nu e botezat, că a zis preotul că până la 4 luni să nu-l botezăm, din cauza că să putem să-l îmbrăcăm, să-i punem papion, o să-l cheme Anton și Cristian. Știi de ce? Fimea, Anton și Cristian sau Antoni? Antoni, mă rog. Hai să spun de ce. Antonio. Da. Cristofor îl cheamă, nu? Da. Păi lasă, de asta vreau să zic. Dumneavoastră, tradiționalistă din măduva oaselor. Păi ce, am pus eu numele, că îi puneam Ion, Gheorghe, Pătru. De asta zic, cum trece timpul, cum lucrurile merg, știi? Auzi, frumos, Antoni și ce m-a deranjat cel mai tare, că de ieri dimineață mă sună telefoanele în continuu. Tu, fată, tu, unde pleci, mă, la vârsta asta? A scris ăștia că eu plec definitiv în America. Dracu, a spus, dar e cum? Dar n-am asta când a fost tânără, rămân acum bătrână. Mă, ăștia-s nebuni la cap. Păi, băi, deci băi, oameni buni, nu mai luați razna. Să știi că frumos, da. Deci, nu, că au luat-o mulți razna. Pe cuvântul, că păi nu a scris odată că a murit, să moară neamurile mele, sorul mea, jelea. Ce ai, domnule, de plângi? Păi n-ai murit. Și m-a dat vorbeam cu ei la telefon. Păi nu vezi că sunt aici? Păi scrie la ziar că ai murit și pe Facebook. Păi eu sunt, nu cred, cred Facebook-ul. Da, mă, tu îți dai seama unde au ajuns. Zice, mă sună din țară, doamna, și colegi și prieteni. Eu mă văd casa mea prin ziare și nu-i casa mea. Adică asta e altceva. Du-te, dacă nu vorbi. Dacă vă zic, adică... Mă vorbești serios. Eu serios, mai văd poze, mai văd asta, dar nu-i casa mea. Știu că am văzut și eu. Păi nu e a mea. Așa e, doamnă. Măi, oameni, dacă tot ați filmat, dați-i casa cadou. Exact, adică, la om. Totuși am mai multe camere.
Auzi, dar să știi Doamne, că copiii de aici, de la școală, de lângă voi, de aici, unde are și... Școala 56. Da, are și fiica mea, fetele amândouă care au fost cu ele, aia mare a făcut 13 ani, aia la altă 9 ani jumate. Acum o să vină să vorbească cu piara voastră. Vor să stea aici să vadă cum se desfășoară Măruță. Emisiunea? Da. Avem public, în sfârșit ne întoarcem, Greta, ca în vremurile în care practic aveam public aici, nu? Și pac, 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 colege, perfect. Doamne, așa. Dar hai să-ți arăt ceva, că acum Matai zis asta cu publicul, mi-a venit ceva în cap. Daniel, vii puțin. Uite, Daniel e băiatul ăsta nat alb, care e în practică. Deci, oh, doamne... Păi, dar chiar că nu l-am mai văzut. Păi nu e în practică, el e student, hai să vă zic poveste. Deci acum l-am cunoscut și eu astăzi. Deci așa. Omul ăsta, atenție. Măi, omule, cum se vede de acolo, de sus, de la tine? Mamă, nu, dar stai să vă zic ceva tare de tot. Deci are 17 ani. Mulțumim. Când am început noi emisiunea, avea un an. Deci când noi aveam, când am început emisiunea, el avea un an. Și știe atunci tot ce se întâmplă la emisiunea noastră. Nu pot să de cred. Atunci, nu? Da, da. Ai, ce frumos. Deci tu, deci tu știai emisiunea noastră, când spunea Peggy, că îi spuneai de zi, de tot felul de invitați, de lucruri pe care le-am avut în emisiune. Da, 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 de happy hour, de... Happy Lica tot? Da. Să ții microfonul mai aproape. Da. Deci el este Daniel și este student, nu e student, elev la media. La media, la media, da. Și a venit în practică la noi, la emisiune. Da. Băi, nene, deci omul ăsta are 17 ani, acum și ne urmărește de când avea un an. Ce frumos! Da. Și acum, iată, iată telespectatorul nostru! A crescut mare telespectatorul nostru cu noi! Ce crescut așa mare? Bă, băiatule! Nimic. 17 ani, a? 17. Deci tu aveai un an când am început noi emisiunea noastră. Da, aveam un an de zi. Îți mai aduce aminte când aveai un an? Punea maica ta televizorul pe noi, a? Dădea drumul, ia ce, vorbește iară ca televizor, a? Bravo, mă, Daniel, hai să ai baftă. Mulțumesc și într-o bună zi să vii aici să prezinți în locul lui Busu. Ok. Hai, ce frumos. Auzi, copiii de aici, de la școală, din clasele a șasea și a patra, a spus să rugați să o aducă și pe... Pe Eva, da. Mamă, băi, nene, cum trece timpul. Bă, când îl văd pe băiatul ăsta, când eu dau seama că-s părinte, noastră străbunică. Dar când, auzi, când mă gândesc eu, e străbunică, când am venit, doamna când am venit Elena. La TVR2, da. Când am venit eu acolo, eram cu straița și... Eram cu părul lung. Da. Măi, Măruță, să știi că nu te-ai schimbat mult. Arăți bine și așa că să mulțumești. Mai zi, mai trimite spectatorii, mai figurant, mai nu știu ce, la ProTV acum, mai văzute mesaj. Era, aici e altceva. Da. Și eu mă bucur din suflet că tu ai rămas același om și ai o familie atât de frumoasă, să dea Dumnezeu să te bucuri de ei și ei de tine. Și când am văzut-o pe mama ta, că poți să semene asta mică cu ea. Da, e leită. Măi, fraților, mama, toată lumea ce, dar cu cine seamănă? Cu cine seamănă? Și când am văzut... Seamănă. Eva seamănă foarte mult cu mama, așa este. Doamne, dar e leită, mă. Da. Am văzut când v-ați dus, i-a zis la mulți ani. Da, exact. Da, acolo, la Târgu Jiu. Asta e, oameni buni. Las că vă invit la film. Apare din 2 ianuarie la cinema, dar mai până atunci, tati part-time. Ne joc în filme. Doamne, nu mă lăsa. Hai, dacă vă zic. Așa e, doamnă. Măi, ăsta e CD-ul meu, care... Câți ani aveți aici? Acum 7 ani. Eram slabă, nu eram... După ce m-am operat, m-am îngrășat, băgamea și... Doar 7 ani? 7 ani jumate, n-aveam mai mult. Deci eram pe la 60 și... 8 de ani. Da, da. Eram slabă, să știi. Păi nu, dar așa cum mi-e, îmi place că știți ce aveți dumneavoastră? Aveți o energie foarte bună. Sunteți mereu așa bine dispusă și optimistă. Mă, dar și... nu pot să fiu altfel. Uite, zilele astea am tot umblat pe afară, am mai măturat curtea. Și am fost obărat, am transpirat, am răcit și pe noapte nu mi-a fost prea bine. Și am zis, ia uite, drace, dar ce să mă vait? Ia să iau eu acolo un ceai, mi-am fiert un par de țuică și am băut și m-am făcut bine. Da, foarte frumos. Da. Țuică fiertă? Da. Eu ți-am adus, sper că n-ai. Aici au scris Laudatio, colegio. Laura Lavri, cu prețuire și prietenie, cu multă dragoste și prietenie, Angela Rusu. Ai greșit. Să știi că... A fost bună asta, bă, gata, a fost atât suplificantă. Da, foarte bine. Este Eliana Sima, Ilie Caraș. Mata, ești trecută prin viață și mie asta îmi place. Indiferent cu ce ciondelnele au mai fost în viață, că au fost de toate. Mata, mergi înainte și n-ai nicio treabă. Auzi, hai să spun ceva. Atunci când stau peste 38 de ani la un ansamblu profesional, aici în București,
Și am avut atâția colegi. Ei m-au examinat pe mine. Dacă ar fi spus-o Maria Ciobanu. Nu, dar mă gândesc altceva. Nu, dar zic altceva. Când te duci pe stradă, spui Elena Merișoanu, spui legendă, spui muzică populară. Asta e adevărul. Uite, când tu ai venit a doua zi la Murfatlar și ai prezentat. Eu am fost... Vine primarul, mă, nu era... Toți erau la umbră. Mă, i-am adus pe toți în față. Vine primarul, mă, ce ne-ați făcut? Era ziua comunei Murfatlar. În orice caz, vreau să spun că a venit și m-a pupat, zice... Iate, au început să joace. Că la... Da. Păi știți, da, asta e farmecul dumneavoastră. Da. Să aduceți publicul acolo. Ce ne cântați? Pentru că poartă titlul Crama din Drăgășani. Pentru că bărbatul meu e oltean și e apropie Drăgășani. Zic, hai să-i fac plăcerea. Să tot duce și cumpără vin de pe acolo. Și atunci cântăm asta la Crama din Drăgășani? Da. Elena Merișoreanu, oameni buni, legendă a muzicii populare. Cu piciorul meu. Știu, că sunteți bine cu operația acum? Sunt foarte bine, dar nu mă prea pot lăsa el. Știu, cât a trecut de la operație? 6 luni. 6 luni? 6 luni și ambițioasă. Nu, dar astăzi am fost numai și eu pe la emisiune. Dumneavoastră cu piciorul, Constantin Enceanu la început de emisiune, păi, eu. Vreau să spun că el s-a operat după mine. Și da. Al naibii, când l-a văzut domn profesor la o lună jumate, că s-a dus la filmare, a zis, ăsta nu e normal la cap. Cine, Enceanu? Da. Nu, păi, da. Haideți să cântăm. E plin de energie. E plin. Iar Elena Merișoreanu, oameni buni, vă așteaptă pe Facebook, pe Instagram. Nu, să căutați. Nu mă ocup eu de așa ceva. Nu mă uit. Să unde să te caute lumea acum? Las, că eu pe mine mă caută lumea oricum. Să o căutați acum, oricum, oriunde, la orice oră că vă răspundeți. Nu duc lipsă de evenimente. Nu de evenimente, dar acum toată lumea e pe TikTok, pe Instagram, pe Instagram. Dacă eu nu îmi încarc creierul cu prostii, nu mai vreau. Așa e. Atunci, oameni buni, să ne bucurăm de Elena Merișoreanu, să o vedeți la noi la emisiune. Și eu să mă bucur de voi, de Măruță și întreaga echipă și Gretișor, care a slăbit. Iubește. Păi cred și eu că iubește. Își renoiește jurămintele cu soțul. De cât timp ești măritată, Greta? 26 de ani. Pe vremea când am cunoscut-o eu. Să știi că nu era mai frumoasă ca acum. Acum este, a întinerit și a înfrumusețit. Așa. Mulțumim mult. Cântă Elena Merișoreanu. Străbunica Elena Merișoreanu. Da, mulțumim da, mult. Da, da, și eu vă mulțumesc din suflet.